Anca Țurcașiu este în culmea fericirii. Cunoscută artistă a devenit soacră mare, iar recent, vedeta a postat câteva imagini de la fericitul eveniment. Alături de fotografiile pe care le-a făcut publice pe pagina personală de Facebook, Anca Țurcașiu, în calitate de soacră mare, a scris și câteva cuvinte despre fiul ei, Radu, și nora sa, Andreea, spunând că acum are doi copii, fiind extrem de mândră. Anca Țurcașiu nu-și încape în piele de fericire. Artista este soacră mare, asta pentru că fiul ei s-a cununat civil cu aleasa inimii sale. Astfel, la scurt timp după fericitul eveniment, Anca Țurcașiu a postat câteva imagini cu actuala noră, dar și cu băiatul ei, de la cununia civilă. Alături de imaginile publicate pe pagina personală de Facebook, Anca Țurcașiu a precizat că oficial are doi copii, fiind tare mândră. Actrița este sigură că între cei doi tineri va fi totul bine, asta pentru că se iubesc tare mult, fapt precizat chiar de vedetă în postarea din mediul online. De azi, am oficial doi copii. Sunt foarte fericită. O iubire mare, mare. Și știu că totul va fi bine, că vă iubiți foarte mult, că vă completați minunat și că fiecare zi din viața voastră e o sărbătoare. Așa să rămâneți mereu. Vă iubesc enorm. Andreea, Radu, m-ați făcut o mamă extrem de mândră. Virgulă a transmis Anca Țurcașiu în mediul online. Anca Țurcașiu a lansat prima colecție de haine, mai ales că avea de mult în plan această idee. După ce s-a făcut remarcată în lumea muzicii și a actoriei, în prezent, aceasta se poate mândri că și-a făcut debutul și în lumea modei. Povestea este una de întâlnire, de noroc. Această echipă ar fi vrut să colaboreze cu cineva care să le pună brandul în valoare. Ei deja lucrau și eu am venit cu ideea să creăm împreună ceva, o capsulă. Am făcut niște ținute pe care le avem pe site și care se fac la comandă, pe măsura fiecăruia. Mi-am dorit dintotdeauna să găsesc niște haine anume pe piață, pe care să le port. A fost foarte dificil să găsesc acest stil de haine și așa m-am apucat împreună cu o echipă foarte talentată să le facem, accesoriile de gât, mitenele, corsetele, toate. Virgulă a spus Anca Țurcașiu,